economisim. Dar e în regulă. La Alpha Bank credem în folosirea responsabilă a banilor. Lo Spacio te îmbracă la 4ace. Puștu! Noi credem că nu există oameni mari și oameni mici. Există oameni mari și oameni mari. Cei care ajung cunoscuți și cei care îi susțin în felul lor. De aceea, de 10 ani, noi te susținem. Pentru că orice faci este important. BRD Grup Societe General. Tot mai simplu. La Sărmășel se căutau săruri de potasiu. Când furajul a ajuns la 160 de metri, gazul a aruncat apa din puț la 15 metri înălțime. Acesta a fost momentul descoperirii primului zăcământ de gaz metan din România. În 1917, Turda a fost primul oraș din Europa iluminat cu lămpi de gaz. Sonda Sărmășel, o poveste incredibilă din care avea să se nască o nouă industrie în România. Romgaz. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Samsung D900i începând de la numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote. Non-stop dedicați clienților noștri. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Întors în direct la Realitatea Zilei, emisiunea care pune punctul pe zi. Nu vă mai dăm caseta cu promisiunile din campania electorală, aceea cu aplicarea legii de creștere a salariilor profesorilor cu 50% sau cu cele 25.000 de euro date românilor care se întorc din străinătate. Știu că vi s-a acrit și de promisiuni și de crize și că veți mai fi mult timp așa. Vă rog, românească, spune să moară și capra vecinului. Legea unică privind salarizarea bugetarilor reușește să omoare 10, poate sute de mii de capre. Mulți se vor bucura că veniturile unora rămân pe loc în timp ce al lor crește sau urcă, indiferent de școala absolvită. S-ar putea ca vecinul să aibă același salariu cu un angajat absolvent de facultate. Echivalările de tot felul care se fac în grila au împrăjbit deja oamenii între ei, iar întrebările și nemulțumirile lor sunt justificate. La fel cum încă există probleme și cu pensiile de tot felul, cu impozitarea lor, cu cuantumul lor. Cel mai în măsură să ne răspundă la câteva dintre întrebări este invitatul nostru din această seară, ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, domnul Marian Sârbu. Bună seara! Bună seara! Începem însă cu precizările pe care le-a făcut premierul Emil Boc în legătură cu legea unică de salarizare. Vom avea o singură lege a salarizării tuturor persoanelor care sunt plătite din fonduri publice în România. Cu alte cuvinte, nu vom mai avea legi sectoriale pentru diversele categorii de persoane care sunt plătite din fonduri publice în România și prin intermediul cărora, în decursul timpului, s-au creat sisteme privilegiate. Raportul între salariul de bază minim pe economie și salariul de bază maxim al personalului plătit din fonduri publice va fi unul între 1 și 15%. În momentul de față, acest raport între salariul de bază minim pe economie și salariul de bază maxim este de 1 la 70, în unele situații de 1 la 100. Prin noul act normativ, în fapt, nicio persoană nu va înregistra o diminuare, vor fi înghețate un număr de ani, în timp ce salariile altor categorii de bugetari, care astăzi sunt la baza piramidei salarizării în România, vor avea creșteri accelerate de salariu. Salariul de bază va fi elementul principal al câștigului salarial și se va realiza prin includerea în salariul de bază a unor sporuri care au un caracter general. Acest lucru exista și în formula anterioară. Noutatea pe care am adus-o astăzi este următoarea. Ponderea sporurilor în totalul câștigului salarial va fi de maxim 30%. Bun, vom discuta însă și despre pensii și așteptăm mesajele dumneavoastră la Realitatea Zilei @realitatea.net. Domnule ministru, dacă se aplică ceea ce pe scurt ne-a prezentat astăzi premierul, salariul unui
plutonier adjutant va fi egal cu al unui profesor de liceu cu studii superioare de lungă durată și 10 ani vechime? Da, n-a spus asta domnul premier astăzi. Nu, dar au răzbătut niște date despre grilă și liderii de sindicat se plâng de acest lucru. Și nu eu aș sugera ca ori de câte ori aveți discuții pe aceste teme, pentru a avea o informare corectă și dumneavoastră și populația, mai ales atunci când este vorba de proiecte de natură salarială, drepturi ale oamenilor și așa mai departe, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți, cred eu, ar trebui să verificați site-ul Ministerului Muncii, atunci când este vorba de proiectele noastre. Pentru că pe site-ul Ministerului Muncii n-a apărut niciun fel de document din acest punct de vedere. Apoi, întrebarea apoi, și logica discuției este mai bine preventiv decât să apară o asemenea chestie. Dacă faceți un act de prevenție socială, da, cu acest lucru pot fi de acord, însă eu cred că pentru o informare corectă trebuie să apelăm la date corecte, sustenabile și mai ales la părerea celor care inițiază astfel de acte normative. Absolut corect cu opinia dumneavoastră, să înțeleg că declarația domnului Cornea este vorba de o jalnică și îndoielnică și imorală viziune de ierarhizare a salariilor în sistemul bugetar. Ne dă exemple inacceptabile așezând în aceeași poziție ierarhică plutonierul adjutant cu profesorul de liceu cu studii superioare de lungă durată, grad didactic 1 și 10 ani vechime în învățământ, sunt prostii. Las la o parte declarațiile domnului Cornea, pentru că ele nu se bazează pe un proiect de act normativ. Discuțiile care au avut și au loc în Ministerul Muncii de foarte mult timp în legătură cu echivalarea unor funcții în așa fel încât ele să poată să facă parte din aceeași grilă, continuă în cadrul Ministerului Muncii și ceea ce s-a aprobat astăzi în guvern, și lucrul acesta cred că este un pas înainte, este vorba de aceste principii despre care l-ați auzit și pe domnul prim-ministru și despre care vă mărturisesc că v-am auzit și pe dumneavoastră vorbind nu neapărat la superlativ, dar apreciindu-le. Ați spus, da, nu, că sunt foarte corecte niște ca principii enunț. Corecte. Noi astăzi asta am aprobat în guvern. Corecte ca enunț. Ca să aflăm de la sursă care ar putea să fie dintre profesor, medic, armată, justiție, magistrați, unde ar putea să ajungă salariul unui profesor prin aplicarea legii salarizării unice, la finalul aplicării ei? Domnul Dumitrescu, acesta este un demers la care în acest moment nu pot să vă răspund, pentru că aș încălca, dacă pot să spun așa, chiar principiul negocierii. Odată cu aprobarea acestor principii, în cadrul Ministerului Muncii, în săptămânile care urmează, vom discuta inclusiv aceste tipuri de echivalențe, aceste repere care vor duce în final la o nouă ierarhie socială. Pentru că, până la urmă, aceste principii creează, jalonează cadrul general al unei noi ierarhii sociale, pe care s-o comparăm cu cea existentă și pe care, într-o perioadă rezonabilă de timp, s-o țintim, să ajungem la ea. Ca principiu, cine va avea un salariu mai mare, un medic sau un procuror? Nu pot să vă spun în acest moment. Nu pot să vă spun în acest moment. În acest moment vă pot răspunde foarte clar în legătură cu principiile pe care le-am aprobat astăzi în guvern. Bun. În justiție, dați sumele restante de peste 1 miliard de lei noi câștigate în instanță de magistrați? Ceea ce știu în legătură odată cu această... Odată cu apariția acestei ceea legi? Ceea ce știu în legătură cu... N-au legătură lucrurile. Sunt lucruri necomparabile. Câștigate, da. Ceea ce știu în acest moment este că între Ministrul Justiției, Ministrul Finanțelor și chiar domnul prim-ministru, în zilele care urmează, trebuie să aibă loc o discuție în legătură cu felul în care vom rezolva și acest litigiu, să-l numesc așa, încă neformal. Mai sunt și alte ministere care încearcă să obțină, cum au obținut cei din justiție, pe calea justiției niște sume de bani? Da, au fost, sunt încă procese în derulare. Tocmai această lege sau acest proiect, aceste principii, această dorință de a avea o lege unică de salarizare, un cadru unitar de salarizare în domeniul bugetar, și aici chiar trebuie să fac unele precizări în legătură cu domeniul de aplicare, pentru că am văzut păreri care n-au legătură cu realitatea, această situație va fi evitată tocmai prin existența unei legi cadru mult mai bine echilibrată și mult mai bine, mult mai
ușor de reflectând o realitate socială mult mai dreaptă. Bun, revenim la ceea ce a spus domnul Boc, ca și enunț. Repet, principiile ni s-au părut absolut corecte. Dacă vreți, despre ele aș vrea să discutăm. Păi discutăm, domnule ministru. Vom avea o singură lege a salarizării tuturor persoanelor care sunt plătite din fonduri publice în România. Am văzut, Adineaur, e o precizare aici de făcut. Am văzut că ați luat interviuri cu șefi ai unor întreprinderi, ai unor agenți economici. Domnul de la Electrica a ținut să facă precizări la afirmațiile de ieri ale domnului Fenechiu, cum că ar avea 18 miliarde pe an. Dar n-avea legătură cu legea unică de salarizare. Nu. Și trebuie să precizez. Legea unică de salarizare se va aplica tuturor persoanelor care sunt încadrate în sistemul bugetar, adică lucrează într-un domeniu neeconomic, nelucrativ. În domeniul economic sau pentru domeniul economic, chiar și acolo unde statul este majoritar. Legea pieței. Exact. Și sunt legi separate în care funcționează principiul negocierii. Ceea ce spunea domnul Șova, senator corect. PSD. A spus foarte corect. Perfect. Acum revenim la enunțul domnului Boc. Aici e, de fapt, partea interesantă. Raportul dintre salariul de bază minim pe economie și cel maxim va fi de 1 la 15. În prezent, acest raport este de 1 la 70. Situații sunt și de 1 la 100. Această lege va elimina discrepanțele uriașe existente în prezent. Prin noul act normativ, nicio persoană nu va înregistra o diminuare a salariului. Păi dacă nimeni nu înregistrează diminuarea în salariului, în cât timp trecem de la 1 la 70 la 1 la 15? Că e vorba de câțiva ani. E plauzibil acest lucru să crească de 5 ori salariile mici? Este plauzibil, nu că nu asta înseamnă acest raport. Înseamnă? Să vă spun de ce. Dumneavoastră ați luat, și am văzut felul în care ați abordat discuția, ați luat concret, câteva, să spun, salarii excentrice. Ați pornit de la niște salarii excentrice, dar care nu... Am pornit de la exemplu domnului Boc, dar în prezent raportul este și de 1 la 70. Dar care nu dereglează baza și nici salariul mediu pe economie, domnul Dumitrescu. În acest moment, salariul mediu pe economie, așa după cum știți, este de circa 1693 de lei în ceea ce privește salariul de bază și de circa 1820 de lei în ceea ce privește câștigul salarial, deci inclusiv sporurile. Asta ca imagine generală pe total economie. În domeniul bugetar e o diferență de circa 20%, deci ne aflăm undeva în jurul unui prag de circa 2000 de lei, adică 20 de milioane lei vechi în domeniul bugetar ca salariu mediu. Gândiți-vă că raportat la salariul minim pe economie, care e de 600 de lei, suntem aici la un raport între 3,5 între salariul mediu și salariul minim. Diferența până la salariul minim, până la salariul maxim, adică ceea ce ați dat dumneavoastră, exemplele alea sunt exotice și nu dereglează media, că e vorba de sumele pe care ar trebui să le plătim celor cu salarii mai mici pentru a-i aduce mai aproape de raportul la care ne referim. Și din acest extremele. Din acest punct de vedere, deci din acest punct de vedere, acele salarii la care veți vorbi, ați vorbit, vor rămâne probabil cu nivelele acestea o perioadă foarte lungă de timp, în timp ce salariile mai mici vor urca în așa fel încât de acest acord, 1 domnul, la 15 înțeles. Să se păstreze. În situația în care avem un salariu de 70 de ori mai mic decât salariul ăla mare, ce se întâmplă cu el următorii 3 ani? Crește de 5 ori? În acest moment vă spun care este logica acestei noi legi. Avem un sistem pe care îl cunoaștem foarte bine, cu un număr extrem de mare de legi sectoriale. Excentric, da. Bun. Noi lucrăm acum la Ministerul Muncii la o nouă ierarhie socială, care nu are aproape nicio legătură cu momentul acesta, cu ce acum. E regulă. În clipa în care vom cădea de acord cu această nouă ierarhie socială, cred că sunteți de acord că în această nouă ierarhie socială, care nu are legătură cu momentul de la care plecăm, se poate ajunge la 1 la 15, nu la raportul de la 1 la 15. Pentru că nu are legătură cu ceea ce avem acum în sistemul public. Bun. Vom pune, începând cu 1 ianuarie, vom raporta ceea ce avem în acest moment cu acolo unde vrem să mergem prin această nouă ierarhie socială. Și vom adăuga, în funcție de câți bani vom avea, bineînțeles, vom adăuga la salariile mai mici
sau în orice caz aflate sub medie, în așa, mai puțin la cei care au peste o anumită, peste un anumit nivel, în așa fel încât în 3 ani de zile raportul acesta de la 1 la 15 să devină realitate. Este foarte posibil ca acele valori maximale, acele valori maximale, câteva, că e vorba de câteva zeci de salarii. Da, deci ceea ce vă spunea domnul premier, vă spunea că această nouă grilă de salarizare nu va mai conține la începutul ei decât nivele care se vor înscrie între 1 și 15. Perfect. Până să ajungem la nivelul acesta pe întreaga, pe întregul palier bugetar, va fi nevoie de timp. Păi în cât timp? Ei, noi ne-am propus ca să ajungem la acest nivel în 3 ani de zile, deși vreau să vă spun că în următorii 3 ani de zile, vă spun o obligație pe care o avem deja. În următorii 3 ani de zile avem obligația în raport cu ceea ce ne-am angajat cu Fondul Monetar Internațional, și la asta se referea și primul ministru, ca sporurile raportate la câștigurile salariale să reprezinte maxim 30%. Am senzația, domnule ministru, că va fi mult mai ușor pentru guvern să umble la sporuri decât să facă ierarhizările astea. E un demers laborios. Aici aveți dreptate. Acesta a destabilit grilele, tocmai. Dar sporurile, acolo unde au un caracter mai general, pot fi generalizate diferitelor structuri din domeniul bugetar, vor intra în salariile de bază. Să discutăm aplicat în 3 ani sau în 5 ani, până când ajungem la capătul procedeului și vom avea efectul anunțat de premier astăzi. Dacă un salariu e de 6 milioane lei vechi acum. Și unul mare de 370 de milioane, extrema, ca să spun așa, ce se întâmplă în următorii 3 ani cu ăla de 6 milioane? La cât ar putea să ajungă? Acel de 6 milioane ar putea să crească, repet, în funcție de... Da, mă rog. Cu o proporție care să depășească creșterea medie cu mult. Ajunge la 18, ajunge la 20? Poate să ajungă la 15-16 milioane după estimarea mea din acest moment. Ăla de 370 de milioane rămâne 370. Cu ăla nu mai discutăm. Acum e o discuție. Sau scade. E o discuție că principiul la care s-a referit domnul prim-ministru, acela de păstrarea unor drepturi câștigate. Știți bine că există un principiu la care Sigur. Nu mai putem umbla. Această lege, domnul Dumitrescu, are rolul și de a nu mai permite în viitor astfel de lucruri excentrice. Sigur că ori de câte ori vorbim de niște reparații în sistemul salarial, putem vorbi de niște costuri pe care nu le vom mai recupera niciodată. Nu o să putem acum să spunem că un om care are salariul de 370 de milioane, să-i luăm acum din el... Fie e dat afară, fie rămâne cu salariu, înțeleg. Sau în cazul în care nu acceptă... Să știți că în ceea ce privește rolul statului, acum trec în... Să știți că nivele de acestea s-au înregistrat în mod diferențiat la autorități de reglementare și la agenți economici ai statului. Cu ei am rezolvat deja problema. Prin contractele de management, ei nu mai pot avea decât un salariu maxim de cât are astăzi un secretar de stat. Deci și aici am rezolvat o problemă. În jur de 6.000 și ceva. Circa 67 de... Bun, avem deja întrebări pe tema asta, legii salarizării unice. Principiile mi se par corecte, enunțate de premier. Raportul de 1 la 15 să se aplice acum, nu după 3 ani, când se va mări salariul minim. Cei cu salarii foarte mari au câștigat foarte mult până acum, unii nemeritat. Deci unde este solidaritatea? Deci aplicarea raportului de salarii să se facă imediat. Cei cu salarii mari n-au un drept câștigat, pentru că aceste salarii sunt nedrepte, nu respectă principiul solidarității, gelutite Lugoș. Din punct de vedere social, cred că dânsul are dreptate. Din punct de vedere juridic însă, așa cum îmi spuneați și mai devreme, dacă am face acest lucru, am risca în anii care vin procese nenumărate cu acele categorii sociale care beneficiază de aceste salarii, ar câștiga în instanță și am fi nevoit să plătim probabil și despăgubiri. Ori acest lucru este, după părerea mea, de evitat. Bun, vorbim într-una despre salariile nesimțite ale celor care lucrează la stat, pe banii noștri, a contribuabililor, dar nu se pomenește nimic de salariile foarte mici pe care le câștigă marea majoritate a cetățenilor care muncesc la patron. Pentru situațiile de acest tip, așa după cum știți, guvernul are două pârghii. Unu, acela de a folosi
ca pârghie instituirea salariului minim pe economie prin hotărâre de guvern și a doua, de a încuraja legislația muncii, de a încuraja formarea de sindicate, de a încuraja principiul negocierii, astfel încât să existe între patroni și salariați un echilibru umblând la în domeniul negocierii. Bugetar cu această lege a salarizării unice care va face în timp dreptate. Nu se schimbă și salariul minim pe economie, în general, vorbind? Salariul minim pe economie... Se modifică. Așa după cum știți, salariul minim pe economie ar trebui să ajungă tot așa într-o perioadă relativ scurtă de timp, circa 4 ani de zile, deci până la momentul așa a fost la un moment dat proiectat, până la momentul intrării României în zona euro, cam la 50% din salariul mediu. Deci păstrarea unor rapoarte de venituri între a veniturilor între salariul minim pe economie și salariul mediu. Bun. S-ar părea că sărim de la una la alta. Am aici un mesaj de la un domn care ne semnalează următoarele. Domnule ministru, ați spus că începând cu luna aprilie 2008 nu vor mai fi pensii sub 300 de lei. Vă trimit în copie cuponul de pensie pe luna aprilie al unui coleg cu 33 de ani vechime și care are o pensie de 140 de ron. Cum explicați? Depinde când l-a trimis. Dacă... Deci e pe luna aprilie. Ultima zi de plată a pensiilor pentru această lună este ziua de 24. Deci este foarte posibil ca până în 24 dânsul să primească, văd acolo 140, da. Deci va primi o diferență de 160 de lei. Deci în total 300 de lei. Deci s-ar putea să se mai trizească cu un cupon până la sfârșitul lunii aprilie. Până în 24 aprilie primește diferența. Păi pe luna, am înțeles, că pe luna a patra 2009 a primit deja pensia de 140, nemajorată până la 300. Da, e posibil să fie o greșeală. Eu cred cuponul că... nu e greșit. Nu. Eu cred că va trebui să primească o diferență de 160 de lei până la... Dacă vreți să-mi dați... Păi, pentru aceasta am și stocat toate aceste mesaje, domnule ministru. Nu, începând cu luna aprilie, absolut toți pensionarii care sunt în sistemul public de pensii, deci legea 19, verificați totuși cuponul și să mi-l dați la sfârșitul emisiunii. Îl pun deja aici, vă ca rog, să nu-l uitați. Beneficiază de o pensie minimă de 300 de lei. Adică dacă are un nivel sub această 140 pensie, plătiți trebuie să în aprilie. O diferență de 160 de lei. Da, iată că n-a primit-o încă, dar o să o lămuriți probabil primind documentele necesare. Spuneau miniștrii importanți că salariile nu vor putea crește decât la bugetari, decât dacă în contrapartidă urmează concedieri. Ori toată chestiunea asta presupune să crească niște salarii. Se va face această reașezare pe spinarea unor concedieri? Lucrul, iarăși, pe care putem spune că l-am hotărât, este acela că dintre plecările naturale, pensionări, în primul rând, din sistemul public, reangajările nu se vor face decât într-o proporție de 15%. Adică, la un număr de 7 oameni care au plecat din sistemul public, un singur post va fi ocupat din nou. În acest fel, și nu numai în acest fel, cu siguranță în decursul anilor, se vor putea face, cred eu, suficiente economii în așa fel încât salariile în sistem să poată să crească. Da. Salariile acestea cresc cu rata inflației sau ca să crească măcar cu rata inflației în acest an, va trebui să existe, vor trebui concediați niște oameni? Nu. Înțelegerea noastră cu organizațiile sindicale, și vă spun că au fost negocieri foarte dure din acest punct de vedere, a fost aceea de a evita pe cât posibil concedierile, disponibilizările. Într-o perioadă de criză, cred și am fost de acord cu organizațiile sindicale că cel mai important lucru este acela de a păstra, de a conserva în cea mai bună măsură locurile de muncă existente, chiar și cele de la stat. Dar vă spun, vă repet, din numărul de persoane care se pensionează sau care pleacă din sistem, din posturile libere nu vor mai fi reocupate decât într-o proporție de 15%. Mă întreb pentru că pe fondul unei crize imprevizibile se pot întâmpla tot soiul de minuni. De pildă, una din minuni sună
în felul următor. La Cluj, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă colectează acum de la firme 3,5 milioane de lei și trebuie să plătească 3,9 milioane plățile pe care le are de făcut. Cine pune diferența în astfel de situații? E vorba de o redistribuire la nivel național. Sigur. Dar dacă peste tot va fi cazul celor de la Cluj, înseamnă că cineva le plătește niște bani care se iau din împrumuturi, nu? Nu. Din punctul acesta de vedere, rata șomajului este în continuare, să spunem, controlabilă și avem în acest moment sumele necesare în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituția care plătește alocațiile de șomaj, pentru a face aceste redistribuiri. Atunci când vom avea deficite, la fel ca și la fondul de pensie, așa după cum știți, în momentele în care există deficite, se pot face transferul de la bugetul de stat. Chiar și prin noua rectificare bugetară, așa după bugetul cum știți, de stat. Am adăugat la fondul de șomaj o sumă de 328 de milioane. Există în continuare întrebări pe tema acestei legi a salarizării unice. Sunt arhivar la o firmă cu 51% capital privat, restul fiind de stat. Sunt economist, am tot felul de cursuri la activ, între care și inspector de resurse umane, dar sunt încadrată pe post cu condiție de școală generală și curs de calificare. Lucrez de 15 ani ca arhivar și nu vreau să-mi schimb meseria, dar vreau să fiu încadrată corespunzător. Care este soluția dată de noua lege? În conformitate cu aceste principii, lucrul pe care pot să-l spun doamnei sau domnului, este acela că, în orice caz, salariul pe care îl va primi, pentru că totuși salariile arhivarilor sunt destul de mici, nu vor fi oricum în creștere în anii care urmează, oricum cu creșteri mai mari decât salariile celor care depășesc salariul mediu pe economie. Adică, vă repet, prin creșteri diferențiate, salariile mai mici din sistemul public vor fi încurajate în așa fel încât să ajungem la acel raport 1 la 15. Veți vedea că vom vorbi și despre sărăcie, că avem niște date alarmante după o scurtă pauză, dar înainte de pauză vă întreb dacă există posibilitatea că aplicând această nouă lege să vă treziți cu procese prin instanță, mai ales din partea celor care erau plătiți pe legi speciale până acum și care își văd desfințat principiul de a câștiga bani foarte mulți de la stat și să mai și câștige, domnule ministru. Nu, cred că acest lucru nu este posibil, în primul rând pentru că e vorba de o schimbare a unui cadru legislativ, pe de o parte, iar pe de altă parte, cei despre care vorbiți nu vor pierde din salariu. În cel mai rău caz, așa după cum a anunțat și domnul prim-ministru astăzi, salariile acestora vor fi înghețate. Deci ăsta este lucrul cel mai rău care îi se poate întâmpla unui om care e plătit în acest moment în sistemul bugetar. Și dacă se înghețe vreo 400 de milioane la valoarea de 400 de milioane, e cel mai rău. Am spus că sunt situații de excepție și tocmai pentru ca ele să nu devină regulă, este nevoie de un nou cadru legislativ. Bun, ne întoarcem imediat după scurtă pauză, rămâneți cu noi. Decembrie 2008. Adevărul devine liderul cotidienelor de calitate. Cu peste 90.000 de exemplare vândute pe ediție în martie 2009, Adevărul este în continuare ziarul quality numărul 1 în România. Faptele așa cum sunt. Urmează tabloidul Click. În reviste, părul meu arată puternic, dar în culise pregătirile îl deteriorau. Până când am descoperit noul Pantene cu Amino S. Gama Pantene îți oferă cele 7 semne vizibile ale părului puternic, iar formula Pro-V cu Amino S ajută la restructurarea firului de păr de la rădăcină până la vârf, pentru ca părul tău să fie vizibil mai puternic. Acum părul meu e puternic și pregătit pentru momentele importante. Noua gamă Pantene. Fii strălucitoare! Pur își dovedește eficiența. Oh, ce frumos! Acest bănuț o să-ți aducă noroc. Mulțumesc, dar cu un bănuț poți face chiar mai mult. Se speli toate vasele acestea. Da, chiar așa? Da, cu un ban speli 13 farfurii. Cu Pur formula F52. Substanțele active atrag grăsimea ca un magnet și o rețin. Este foarte puternic. Perfect curat, cu o singură picătură. Pot să cumpăr o picătură? Un ban, te rog. Pur formula F52. Un ban egal o picătură egal 13 farfurii. Pozele tale sunt premiate pe www.momenteminunate.ro. The Insignia Project.
Now what are they up to? I've seen a handling system like this before, but not in a car. The lights have some kind of auto-dip sensor. They can adapt to impossible conditions. What else can it do? Faza 1. Soțul meu în largul lui. Urmează pastila de Fiobilin. Priviți, a mâncat bine, se simte bine. Fiobilin, mănânci bine, te simți bine. Martie 2007, ziarul Averea devine Click și vinde 28.000 de exemplare în medie pe zi. Martie 2009, după 2 ani de investiții majore, cu o medie zilnică de peste 250.000 de exemplare vândute, Click devine cel mai vândut ziar din România. Pentru prima oară în ultimii 7 ani în România, liderul se schimbă. Doar Click îți oferă zilnic 32 de pagini full color, inclusiv vineri și sâmbătă. Primești gratuit 2 suplimente pe săptămână, Click TV și Click Jocuri. Vineri 10 aprilie, tirajul Click TV a fost de peste 600.000 de exemplare, iar în fiecare duminică, Click și Click Jocuri vând peste 170.000 de exemplare. Din martie, cea mai vândută revistă de femei este Click pentru femei. Peste 180.000 de exemplare vândute săptămânal. După 7 ani, în România se schimbă liderul. Click, numărul 1 în România. Dragilor, este extraordinar! De 60 de ani căutăm cele mai roditoare regiuni pentru cultivarea cafelei. De 60 de ani perfecționăm procesul de prăjire pentru a crea cele mai rafinate cafele, doar pentru tine. Cibo, de 60 de ani dăruim cei mai buni. Cumpără Cibo, trimite codul de pe pachet prin SMS și prelungește-ți momentele de răsfăț. Cu un weekend în Africa, o săptămână în Asia sau o lună în America de Sud, plus mii de alte premii instant. Detalii în magazine și pe cibopromoții.ro. Și premiul special Persil și Pur pentru 15 ani de performanță în România. Iar la ocazii speciale ai prețuri speciale. Numai acum 15% reducere. Fă-ți loc în bibliotecă. Ia-ți cartea de joi împreună cu ziarul Adevărul. 100 de cărți pe care trebuie să le ai. Cea mai frumoasă colecție de carte pentru biblioteca familiei tale. Cei mai buni autori străini și români. Săptămâna aceasta în biblioteca Adevărul. Enigma Otiliei de George Călinescu. Joia viitoare, Somnul de veci de Raymond Chandler. Urmează Mara de Ioan Slavici, Idiotul de Dostoevski, Mândrie și Prejudecată și Aventurile lui Sherlock Holmes. Nu uita! Doar cu ziarul Adevărul poți cumpăra Enigma Otiliei într-un singur volum la prețul imbatabil de 7,99 lei. Joia aceasta, 23 aprilie. La Sărmășel se căutau săruri de potasiu. Când forajul a ajuns la 160 de metri, gazul a aruncat apa din puț la 15 metri înălțime. Acesta a fost momentul descoperirii primului zăcământ de gaz metan din România. În 1917, Turda a fost primul oraș din Europa iluminat cu lămpi de gaz. Sonda Sărmășel, o poveste incredibilă din care avea să se nască o nouă industrie în România. Romgaz. Martie 2009. După 2 ani de investiții majore, cu o medie zilnică de peste 250.000 de exemplare vândute, Click devine cel mai vândut ziar din România. După 7 ani în România se schimbă liderul. Click, numărul 1 în România. Este extraordinar. Ne-am întors în direct la Realitatea Zilei, invitat domnul Marian Sârbu, ministrul Muncii. Mulțumim tuturor celor care trimit mesaje, le printăm și le înmânăm domnului ministru. Realitatea Zilei, arond, realitatea net este adresa de e-mail pe care ne puteți scrie. Domnule ministru, din ceea ce ați primit în emisiunile trecute, se rezolvă câte ceva? Am un consilier în cadrul ministerului care are ca principală preocupare și atribuție de serviciu contactul cu cei care doresc, și nu numai prin, în timpul emisiunii dumneavoastră, dar și atunci când ne trimit la minister pe mail diferite întrebări, să se ocupe de răspunsuri. Eu vreau să vă spun că o bună parte, am făcut și un procent așa, circa 30%, nu știu dacă e un procent mare sau mic, dintre cei care ne scriu au dreptate în ceea ce afirmă. De aceea eu voi continua să răspund tuturor celor care ne scriu, inclusiv pe această cale. Cred că este un fel de un mod
foarte direct de a rezolva problemele. În felul acesta îmi dau seama și care sunt problemele majore pe care le au instituțiile aflate în subordinea mea atunci când... E un fel de audiență națională neperturbată de sistemul birocratic neauș românesc, nu, domnule ministru? Se poate spune, deși... Având în vedere acel talon, mă refer. Exact. L-aveți în față. Mă uit, văd scris totuși în josul paginii drepturi restante pentru perioada anterioară, s-ar putea să fie la rubrica aceasta. Voi verifica cu exactitate ce s-a întâmplat cu domnul Onofrei Gavril din marginea Suceava și va primi răspunsul nostru în maxim 48 Acum de ore. Acum aș vrea să vedem care sunt datele, pentru că spuneam înainte de pauză că avem date alarmante despre sărăcia din România, care ar putea să se dubleze într-un an. Este incredibil. Vine rezumatul de la Dan Barbu. Bună seara, Dan! Bună seara, Răzvan, bună seara, domnilor și domnilor. Numărul săracilor din România s-ar putea dubla în următorii 2 ani de criză economică. Ultimele date ale Institutului pentru Cercetarea Calității Vieții arată că în acest an rata sărăciei absolute va ajunge la 7,4% față de 5,7% cât a fost în 2008. Deși nu există estimări clare pentru 2010, cel mai probabil efectele crizei se vor resimți și atunci, iar rata sărăciei absolute ar putea ajunge la 90%. Practic, dacă anul trecut existau în România peste 1,2 milioane de persoane care trăiau sub pragul sărăciei absolute, la sfârșitul lui 2010 numărul lor ar putea ajunge la peste 2,2 milioane de persoane. În cele mai multe cazuri, persoanele care nu își pot asigura mijloacele de trai minim necesare provin din gospodăriile mari cu 3 sau mai mulți minori, cele cu nivel scăzut de educație, agricultori în propria gospodărie, șomerii și casnicele. Se estimează că 60% din familiile cu 3 sau mai mulți copii sunt sub pragul de sărăcie absolută, iar rata de sărăcie absolută în rândul copiilor și tinerilor până în 25 de ani este dublă față de media națională. În teritoriu, zonele rurale și orașele mici, mai ales cele din estul și sudul țării, concentrează majoritatea persoanelor sărace din România. Asta e verdictul studiului realizat de Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții. Eu vă întreb dacă încasăm 1 milion de oameni în 2009 care se adaugă celor care deja trăiesc în sărăcie absolută. Noi mergem cu pași repezi înapoi, domnule ministru. Nu cred. Deci am văzut inclusiv... Domnul Zamfir nu se joacă cu cifrele. E un specialist de marcă în domeniul calității vieții, însă... Dacă ați observat, inclusiv dânsii afirmă că pentru 2010 nu sunt date foarte certe. De aceea, firește că eu am obligația să fiu foarte atent la măsurătorile acestea ale calității vieții făcute de institute, însă obligația principală a Ministerului Muncii, a Guvernului, este aceea de a preîntâmpina, de a încerca să combată cauzele și efectele acestea destul de grave ale crizei economice prin care trecem. De aceea am suplimentat sumele necesare pentru venitul minim garantat cu 250 de milioane numai pentru anul acesta. Așa, după cum știți, la 1 aprilie a fost introdusă această pensie socială minimă garantată, în așa fel încât oricine are în acest moment sub 300 de lei această pensie să primească diferența până la acest plafon. La 1 octombrie acest plafon va urca la 350 de lei. Mai mult decât atât, începând cu luna aprilie, punctul de pensie a urcat la 718 lei. La 1 octombrie va fi 732. Apoi avem, din cadrul fondurilor sociale europene, fondurilor structurale, avem numai pentru grupurile vulnerabile de sprijinit pentru formare profesională și încadrare în muncă, de sprijin pentru întreprinzători care încadrează persoane aflate în șomaj de lungă durată, întreținători unici de familie, 142 de milioane de lei numai pentru anul acesta. Și estimăm că vom reuși să creăm circa 15.000 de locuri de muncă numai prin această măsură. Vineri voi lansa încă un program de ajutor din partea Uniunii Europene cu precădere pentru formare profesională de circa 450 de milioane de euro. Așa că eu cred că toate aceste măsuri agregate, însă... Îi formăm măsurile, profesional numai să aibă unde să se angajeze, domnule ministru. Asta spun și eu. Le creăm, că deocamdată numărăm locurile de muncă care se pierd. Le creăm un plus de abilități pe piața muncii, în așa fel încât să fie mai ușor integrabil, dar în același timp cred că aceste măsuri trebuie agregate și cu măsurile de natură economică. Investițiile în infrastructură, pentru care am păstrat suma de circa 10 miliarde anul acesta, toate acele
toate acele forme de sprijin pentru întreprinzătorii mici și mijlocii cu capitalizarea Exim Bank-ului, cu capitalizarea cecului pentru a contragaranta creditele și așa mai departe. Deci eu sunt de acord ca dumneavoastră să fiți în seara asta cu veștile bune, iar eu cu veștile rele, care de fapt nu sunt ale mele, sunt intermediarul veștilor rele. Directorul general al ANOFM, domnul Dumitru Pelican, spunea că numărul șomerilor ar putea urca în acest an la 800.000. Dacă mai adăugăm, chiar și dumneavoastră spuneați că ar putea să fie un șomaj mare. Păi dacă avem 800.000 de șomeri anul ăsta, încasăm încă un milion în sărăcie, Luce, domnul, din ce bani ținem pe Dumitrescu, toți? Pe fondul crizei. Nu vreau neapărat să vă combat și să dau imediat o contra lovitură veștilor dumneavoastră proaste. Dar aș vrea să vă reamintesc sunt că ale oficialităților în, anul 2003, în anul 2003 România a avut peste un milion de șomeri. Aș vrea să privim totuși lucrurile nu neapărat cu un optimism exagerat, dar cu conștiința că suntem capabili să facem fața acestei situații. Chiar dacă aceste vești proaste vor mai veni încă o perioadă de timp, eu sper că spre sfârșitul anului și începutul anului viitor veștile din economie să-și schimbe puțin culoarea și să fie și de natură mai pozitivă. Eu vreau să vă spun însă că guvernul face tot efortul necesar pentru ca veștile acestea proaste să fie cât mai puține sau în orice caz atunci când vin să poată să fie asociate cu măsuri de acompaniament social, de protecție socială. Așa cum v-am spus, nu cred că anul acesta vom înregistra totuși o rată a sărăciei atât de mare cum a fost ea prognozată de Institutul pentru Calitatea Vieții, iar în anul viitor, în anul 2010, spune dimpotrivă, cu toate estimările destul de pesimiste, eu cred că vom avea o diferență în plus față de situația economică din acest an. Eu mă uit tot de la datele care vin de la ANOFM și văd că numai în săptămâna asta, ultima săptămână, au fost anunțate 1500 de noi disponibilizări. Da, nu este alarmant. Ei, graficul ăsta îl urmăresc zilnic, este un lucru pe care l-am cerut în mod oficial. Urmărim în mod operativ tot ceea ce se întâmplă pe piața muncii pentru a interveni inclusiv cu fondul de garantare a salariilor acolo unde este nevoie în situația în care micile întreprinderi. De ce vorbesc de șomeri? Pentru că primim mesaje de tipul următor și dincolo de forma și poate că nu o să sune foarte bine, dar trebuie să le redau ca atare. Am angajat șomeri și din luna noiembrie nu am primit niciun ajutor de la stat. Totul e gargar. Nu. E Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, să știți că are pe bază de contract face aceste tipuri. Poate că n-a avut un contract cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În general, pentru categorii care sunt în șomaj de mai lungă durată, subvenția de la stat pentru o perioadă de cel puțin un an de zile este de aproape 50% din salariul mediu pe economie. Păi, dacă dânsul a angajat din luna noiembrie și acum suntem în aprilie și n-a primit niciun ban, când credeți că trebuia să-i primească? Depinde ce a scris în contract, depinde ce număr de șomeri a angajat, depinde dacă i-a mai ținut în activitate, pentru că să știți că în cadrul contractului există și o obligație de menținere e de locurile de muncă de cel puțin un an de zile. E firesc, așa pentru că nimeni nu trebuie să se lase păcălit într-o astfel de... E vorba totuși de bani publici și trebuie să fim atenți și cu felul în care sunt folosiți. Nu cred că e vorba de cineva care trage... Aș vrea să, dacă vreți foloase necuvenite din chestiunea asta. Aș vrea să văd, dacă vreți să-mi dați și... O să rog să revină cu amănunte pe telespectator, în măsura în care se cuvenea ca firma să primească niște bani pentru că a angajat șomeri, trebuie să-i primească, evident. Să știți trebuie că verificat. Dacă a angajat șomeri și nu a avut niciun fel de contact cu Agenția Națională de Ocupare pentru încheierea unui contract în acest sens, atunci cu siguranță că n-a primit. Pentru există niște condiții, există sume destinate cu această... Deși mesajul următor este destul de lung, o să-l permit să-l citesc, pentru că ne prefigurează tensiunile care s-ar putea ivi atunci când veți ierarhiza, veți face acea grilă de ierarhizare a salariilor și va trebui să comparăm, de pildă, oameni din învățământ cu oameni din poliție sau din alte zone.
Sunt militar subofițer care a absolvit două facultăți, una de inginerie și a doua de drept, un masterat de management la Academia de Poliție, curs de management la Leadership Institute Arlington USA și multe alte cursuri de pregătire și perfecționare. Ca mine sunt mulți alți subofițeri din Armata Română sau Ministerul de Interne care nu au curajul să ceară bani mai mulți decât au, mulțumindu-se mereu cu cât au. Observ că tot încercați să faceți comparație între salariul unui profesor cu al unui cadru militar, atrăgând mereu atenția asupra diferenței între, citez, un plutonier cu un profesor. În asta, domnule moderator, cunoașteți măcar riscul la care este supus un militar sau polițist? Câte ore pe zi muncește un profesor în comparație cu cealaltă categorie profesională? Eu m-am adus în discuție ceea ce semnala un lider de sindicat. Iată cum un lider de sindicat ajunge să intre în conflict cu un subofițer școlit. Nu moderatorul i-a băgat în conflict, ne-am prezentat cele două declarații. E adevărat, însă acest reproș, face față? Acest reproș, cel puțin în acest moment, vi se adresează direct dumneavoastră. Parcă așa am văzut acolo, domnule moderator. Domnul Dumitrescu, o să ajungă să se adreseze și dumneavoastră acest reproș în curând? Să știți că sunt de conștient, ce vă întreb, domnule sunt conștient de demersul foarte complicat la care ne-am angajat. Guvernul acesta va avea probabil în această lege poate piatra unghiulară a guvernării. Sunt foarte conștient de acest lucru. De aceea astăzi... Să nu devină piatra filozofală, domnule astăzi, ministru. Astăzi domnul prim-ministru a vorbit chiar de posibilitatea angajării răspunderii în Parlament. Păi, perfect, dumneavoastră nu ne-ați dat detalii, tot mai probabil ca să nu-mi vrăjbiți, dar la Radio France International ați spus că legea salarizării unice ar putea favoriza pe profesori, deci ați dat mai multe indicații acolo decât dați în această emisiune. Am spus acest lucru și cred în continuare acest lucru. De ce? Pentru că cred că față de această categorie profesională avem totuși o datorie suplimentară, nu neapărat pentru în legătură cu promisiunile făcute în campania electorală, dar dacă vrem să avem un popor din ce în ce mai educat și în final din ce în ce mai capabil să facă față pe piața muncii, avem nevoie de un sistem de învățământ, de un sistem de educație cu oameni bine plătiți. Deci eu cred și oricum voi milita în acest sens, voi participa la negocieri cu toate categoriile sociale. Dar dorința de a îmbunătăți salarizarea în domeniul educației este una mai veche și cred că a sosit... E și o promisiune neonorată din campania electorală. Dar, pe de altă parte, dacă ați precizat la Radio France International că această lege a salarizării unice ar putea favoriza pe profesori, pe cine ar putea să defavorizeze? Pe medici? Pe cei din armată? Pe cei din justiție? Pe magistrați? Pe diplomați? Să știți că principalele categorii care, după părerea mea, ar trebui să fie aflate într-o atenție mai mare în timpul negocierilor sunt categoriile legate de educație, de sănătate și chiar o bună parte a funcționarilor publici obișnuiți, cei care nu au o funcție de conducere, domnul Dumitrescu. Să știți că la stat lucrează și foarte mulți oameni cu salarii foarte mici. Ori eu cred că a sosit timpul, dacă tot vorbim despre o lege care să repare niște nedreptăți, să avem un plus de atenție către aceste categorii. Dar reparați cumva prin vreo lege și nedreptățile acelea cu pensiile speciale, în care ei contribuie și le se cuvine o pensie de undeva între 18 și 20 de milioane, dar iau peste 100 și ceva de milioane pensie? Știți foarte bine că și această temă e pe... Pentru că dacă salariile mari nu scad, figura cu pensiile speciale le aduce în continuare un supervenit. O lege unică de salarizare poate fi un început pentru reparații și în domeniul sistemului pensiilor speciale. Sună ca luminița de la capătul tunelului chestia asta. Tot timpul atunci când vorbim despre un demers, ne gândim unde vrem să ajungem. Și chiar dacă luminița aceea, dumneavoastră, o vedeți numai la capătul tunelului... Nu, o vedea cineva și a rămas în folclor. Aș putea să mă gândesc că e mai aproape de intrarea tunelului, nu neapărat la capăt. Bun, v-aș fi întrebat cât e de lung tunelul, dar rămâne această întrebare pe altă emisiune. Mulțumim, domnule ministru, pentru că ați răspuns întrebărilor telespectatorilor. Celelalte la care n-am avut timp să dăm citire vor fi mânate domnului ministru. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul orei 21.
Există momente în viață pe care trebuie să le marchezi cu stil. Restaurantul Riviera, întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru petreceri de zile mari. Fă-ți loc în bibliotecă! Ia-ți cartea de joi împreună cu ziarul Adevărul! 100 de cărți pe care trebuie să le ai! Cea mai frumoasă colecție de carte pentru biblioteca familiei tale! Cei mai buni autori străini și români! Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul! Enigma Otiliei de George Călinescu! Joia viitoare, Somnul de veci de Raymond Chandler! Urmează Mara de Ioan Slavici, Idiotul de Dostoevski, Mândrie și Prejudecată și Aventurile lui Sherlock Holmes! Nu uita! Doar cu ziarul Adevărul poți cumpăra Enigma Otiliei într-un singur volum, la prețul imbatabil de 7,99 lei. Joia aceasta, 23 aprilie. Originalul împlinește 25 de ani. Și chiar se gândește deja la ziua de mâine. Cu cel mai inovator curățitor cu presiune din lume. Kerha. Originalul împlinește 25 de ani. Cumpărați curățitorul cu presiune aniversar de la Kerha și câștigați un mini. Bună, fetelor! Simțiți-vă ca acasă! La mine întotdeauna miroase frumos. Secretul meu? Noul Airwick Mini Freshmatic. E mic, drăguț și foarte eficient. Eliberează automat un parfum plăcut. La intervale pe care le aleg eu. Fiind mic, îl pot pune oriunde. În plus, cu butonul Express, am parfum oricând îmi doresc. Airwick Mini Freshmatic este la fel de concentrat cât 25 de spray-uri. Ideal pentru 60 de zile parfumate. Airwick. Ce bine e acasă! Holsten. Am adus cele trei ingrediente pure ale berii germane. Hamei, orz, apă și în noul Holsten fără alcool. Respect! Ca tu să te bucuri de aceeași calitate cu care te-ai obișnuit. Holsten. Totul pentru gust. Descoperă puterea minții, înțelege senzațiile. Povești excepționale, dar adevărate, demonstrează că situațiile extreme trezesc în fiecare dintre noi puteri nebănuite. Corpul uman, dincolo de limite. Un spectaculos documentar Discovery Channel. Două noi episoade șocante, în premieră în România pe DVD. Joi 23 aprilie, noua colecție Cotidianul Enciclopedica, în parteneriat cu Siveco România. Corpul uman, dincolo de limite, DVD 2. Numai împreună cu ziarul Cotidianul. Preț special 12,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. Firele albe aspre sunt greu de acoperit. Londa Color pentru fire albe dificile. O nouă colecție cu un tratament special prevopsire ce netezește textura firelor albe pentru ca ele să absoarbă mai bine culoarea. Pentru o acoperire perfectă a firelor albe care durează până la 6 săptămâni. Londa Color. Pentru o viață plină de culoare. Adio firelor albe! Descoperă noua gamă Nivea Styling. Spray fixativ pentru o atingere mătăsoasă și o fixare uimitoare. Gel de păr pentru o senzație unică și un stil de invidiat. Spumă de păr pentru o coafură perfectă, irezistibilă la atingere. Arăți fantastic, te simți fantastic. Noua gamă Nivea Styling. Pentru că frumusețea este seducție. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce pot provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Enamel Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Cine are soluția pentru o piele frumoasă? Avon. Noul Solutions AM PM, demachiant și cremă hidratantă. Dimineața, ten revigorat și protejat. Seara, ten curat și hidratat. Sună-ți acum reprezentantul Avon. Viitorul îți surâde. Cele mai noi surprize Kinder Joy aduc fantezia în lumea ta. Acum vei descoperi și surprizele Looney Tunes Active. Surprizele Looney Tunes Active. Caută-le în Kinder Joy. Păr uscat și deteriorat? Stop! Inovația Schwarzkopf. Gliss Nutri Pro.